Serviciul public de transport în comună a fost scos anul acesta la licitație. Ofertele puteau fi depuse până la sfârșitul lunii martie, însă membrii Asociației Transportatorilor Rutieri Mehedinți au arătat că, prin modul în care a fost întocmit caietul de sarcini, foarte puțin dintre ei și-ar fi permis să facă oferte. Pentru a elimina monopolul care a fost până acum, aceștia au înaintat primăriei o adresă cu sugestii, care, dacă sunt luate în calcul, duc la o concurență între transportatori. Serviciul de transport public de persoane se organizează cu respectarea următoarelor principii: promovarea concurenței între operatorii de transport prin licitarea traseelor individual. Ar fi necesară deschiderea unor noi trasee gen maxi-taxi pentru microbuze sau minibuze și este necesară protecția operatorilor de transport față de taximetriștii pirați. Delegarea gestiunii pentru un singur operator înseamnă monopol, ceea ce nu are beneficii pentru utilizatori. În transportul public de persoane nu există termenul grup de trasee. Este o formulare care duce la eliminarea concurenței. Garanția de 30.000 de lei cerută în caietul de sarcini este deosebit de mare, iar garanția de bună execuție de 50.000 de lei nu poate fi luată pentru că nu ne supunem existenței venituri costuri. Să se scoată traseele individual sau o grupă de trasee din cel mult două trasee la licitație, să le poată lua mai mulți operatori de transport și atunci apare și concurența de preț. De ce credeți că nu vrea primăria lucrul acesta? Noi le-am dat o idee către Consiliul Local. Pe de altă parte, transportatorii au înaintat și modele de abonament adoptate în alte județe, prin care primăria decontează numai călătoriile efectuate. La noi se decontează 30 de călătorii, indiferent dacă persoanele circulă sau nu cu autobuzul atât de mult. Primăria cheltuie astfel lunar aproximativ 3 miliarde și jumătate de lei vechi pe lună. Transportatorii au sugerat primăriei să elibereze abonamente cu file atașate după modelul altor orașe. Numai așa, instituția ar urma să deconteze exact numărul de călătorii efectuate. În ceea ce privește licitația, câștigătorul ar urma să semneze contractul de concesiune pe o perioadă de 6 ani. În condițiile impuse, nu e de mirare că nimeni nu s-a prezentat. Licitația s-a făcut la sfârșitul lunii aprilie, numai că licitația, între ghilimele spus, nu s-a prezentat nicio societate, nu a depus caietele de sarcini pentru a participa la licitație. Pe cale de consecință, în luna aprilie, în 29 aprilie, Consiliul Local a aprobat un nou caiet de sarcini pentru a se ține o nouă licitație. Conform legii, după 45 de zile, urmează să fie stabilită data licitației, asta după calculul nostru însemnând la începutul lunii iulie. Conform caietului de sarcini, transportatorii trebuie să aibă o experiență similară de 3 ani, minim 33 de autobuze și norme de poluare la mașini Euro 3. Singura soluție pentru a încuraja concurența este ca primăria să revină asupra cerințelor considerate de transportatori ca fiind exagerate sau chiar favorabile doar pentru anumiți afaceriști.